Profesorul Gheorghe Andrei Dan, șeful clinicii medicale și al secției clinice de cardiologie, face declarații incendiare. Acesta mărturisește că autoritățile și-au bătut joc de tot ce înseamnă sistem medical în țara noastră, iar cererea unor spitale COVID a spulberat îngrijirea și monitorizarea pacienților. Profesorul dr. Gheorghe Andrei Dan aduce acuzații grave autorităților care, după părerea acestuia, au distrus sistemul medical din țara noastră. În ultima perioadă, cadrele medicale s-au axat pe bolnavi infectați cu virusul SARS-CoV-2, iar ceilalți pacienți au fost dați la o parte de cele mai multe ori și tratați acasă. Din păcate, au existat factori care au parazitat această încercare a noastră de a ne oferi competența maximă și îngrijirea optimă pentru pacientul cu COVID, cu probleme cardiace active. Speranța mare ultima, nu știu ce să vă zic. Dumnezeu înainte. Nu e asta problema. Problema e că 30 de ani de zile nu s-au făcut spitale. Turnul Severin, acum 10 ani de zile, pe nu știu ce guvernare, era vorba să facă un spital aici. S-au făcut în campanie sau și nu s-a făcut nimic. Deci nu asta e problema. Problema e că nu avem dotări. Și că s-au închis spitale și pe urmă nu s-au mai făcut altele. Un pacient care are hipertensiune sau alte antecedente cardiace bine tratate și stabile și se infectează cu SARS-CoV-2 nu are motiv să fie internat într-o secție de cardiologie. După cum, pe un pacient care a avut fractură în urmă cu ceva timp și are acest coronavirus, nu este internat într-o secție de ortopedie. Factorii de risc pentru mortalitate pentru COVID fac pacientul mai vulnerabil, dar nu implică internarea într-o secție de profil de cardiologie dacă patologia cardiacă nu este activă, ci o eventuală consultare cu specialistul din acest domeniu. Și-au găsit de cuvință, așa au făcut. Ce putem să facem noi? Decât să privim lung și cu întrebare. Pe lângă limitarea accesului, mesajele senzaționale și mai ales obscure au înfricoșat o populație care suferă cronic de lipsa de educație medicală, însă această educație nu se poate face doar în pandemie. Oamenii s-au speriat și nu mai vin la spital sau ajung în stadii avansate ale bolii. Consecința este creșterea mortalității pe seama acelor boli, în primul rând cardiovasculare, care erau cunoscute înainte de pandemie drept principalele cauze de mortalitate de cauză medicală.